4 din 10 femei susțin că pandemia le-a distrus echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Reprezentantele sexului frumos spun că problema majoră a fost munca în exces, care a furat din timpul pentru familie și pentru cei dragi. Totodată, spun cele mai multe dintre femei, în ultimul an n-au avut timp suficient pentru relaxare sau pentru hobby-uri. Pandemia nu a venit doar cu izolarea forțată de lume, ci și cu responsabilități în plus. Multe femei au fost nevoite să dedice mult mai mult timp serviciului, astfel că orele de odihnă sau timpul petrecut cu familia au ajuns un lux. În ultimul an am dublat timpul de lucru, nu am apucat să mă relaxez. De când a intrat starea de alertă urgență, lucrez dublu și nu am avut deloc relaxare. Ați reușit astfel să faceți față nevoilor familiei? Foarte greu am reușit. Când ați fost ultima dată în concediu? Nu am fost de când a intrat starea de urgență. Consider că, într-adevăr, am alocat mai mult timp muncii și, într-adevăr, a fost greu. Din prisma alienării față de familie, prieteni în anumite perioade. Specialiștii sunt de părere că gestionarea corectă a timpului este foarte importantă. Pentru a reuși însă acest lucru, trebuie să creăm un echilibru între viața personală și cea profesională. Mai exact, să nu amânăm lucrurile importante, să luăm pauze de mese și să facem mișcare. Chiar dacă stăm foarte mult acasă și sunt anumite restricții, asta nu înseamnă că nu putem să ieșim în aer liber, da, cu măsurile de rigoare. Asta nu înseamnă că nu putem să ne plimbăm cu prietenii, dar încă putem să facem acest lucru. Tot psihologii spun că grijile noastre privind găsirea echilibrului perfect dintre viața profesională și cea personală pot dispărea doar dacă ne concentrăm pe găsirea soluțiilor, nu pe identificarea problemelor. Gândirea ne afectează ori bine, ori rău, da? Deci nu pandemia în sine îmi creează mie probleme sau îmi creează depresie, ci cum mă raportez la pandemie. Pe lângă sfaturile psihologilor, trebuie să mai ținem cont de un lucru. Chiar dacă pandemia ne afectează pe numeroase planuri, provocările și greutățile trebuie înfruntate și trecute cu optimism.